În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din această lună, aleșii au aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2018, dar și conturile anuale de execuție a bugetelor pe anul 2017, pentru bugetul propriu al județului. S-a votat și repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru achitarea ariatelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii ariatelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018. Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Maramureș pe anul 2018 a fost rectificat cu suma de 15 milioane de lei, finanțare acordată de guvernul României. Un alt proiect care a primit votul aleșilor județene a fost cel privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare a Județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor către Societatea Drusal Baia Mare, a cărei oferta a fost declarată câștigătoare. Un alt proiect a vizat lista structurilor sportive care beneficiază de finanțare nerambursabilă și a sumelor alocate proiectelor din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2018. Alte două proiecte au făcut referire la trecerea unor bunuri din domeniul public al UAT-urilor sau al statului în domeniul public al județului Maramureș și aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Clubul Sportiv Municipal Știința Baia Mare, în vederea finanțării în comun a programului Întreținerea, Funcționarea și Dezvoltarea Bazei Materiale Sportive.